Român de aproape și român de departe, bun venit la o nouă întâlnire sub genericul articolul 7. Articolul 7, Constituția României, drepturile dumneavoastră ale românilor stabiliți în străinătate. Vă propun o ediție specială, o ediție în care să vorbim despre faptul că în diaspora, biserica este un punct de reper al unei comunități. Este, poate, punctul. Dumneavoastră de sprijin. Invitatul nostru, așa cum știți, este episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și m-am uitat pe activitatea pastoral-misionară din Italia, țara cu numărul cel mai mare de români de la finalul anului trecut, și datele arată așa. 478 de unități pastoral-misionare, dintre care 62 de parohii au lăcașuri de slujire în proprietate. Anul trecut s-au cumpărat 20 de imobile pentru slujire, cateheză și activități sociale, și un teren pe care se va construi o biserică. S-au înființat 3 parohii. În cele 287 de parohii s-au săvârșit, atenție, 5277 de botezuri. 1372 de cununii și 357 de înmormântări. Peste 5000 de copii la Sfinția voastră s-au născut anul trecut în episcopia pe care o păstoriți. Da, așa este. Însă pentru noi este un număr care ar corespunde la 2006-2007. Un număr în scădere. Este număr mare, dar este un număr în scădere. Am avut ani 2012, 2014, cred că și 2016 cu peste 10.000 de botezuri pe an. Deci 5.000 de botezuri pentru noi este aproape, să zicem așa, nu știu dacă să numesc o dezamăgire sau o îngrijorare, însă în același timp e vorba de 5.000 de copii, 5.000 de mame și de tați și de nași care și-au adus copilul respectiv finul la biserică pentru, sau fina pentru a-l boteza sau a-o ceea ce înseamnă o bucurie pentru noi. Chiar dacă ne întristăm că vedem că numărul copiilor care se nasc în țară este în scădere și aici și într-un fel da, ne bucurăm și ne testăm deodată. Preasfinția voastră, aș vrea de la aceste cifre să ne întoarcem în timp, în anul 2008, dar până atunci v-aș propune să facem un foarte scurt popas la gura râului, în județul Sibiu. Da, am plecat, am plecat la liceu acum 40 de ani, în 1984, după ce am făcut gimnaziu la Gura Râului, unde tata era preot din 1968, veneau părinții mei din țara Moților, de unde sunt originari amândoi, erau, tata a trecut la domnul în 2007 și am mers la Sibiu, la cel mai bun liceu care era atunci, Gheorghe Lazar, matematică, fizică și de acolo, prin 87, eram destul de nehotărât, nu știam parcă nu m-aș fi dus la inginerie, nici la matematică, nici la fizică și m-am dus la teologie. Și am plecat după 93, după ce am predat religie o perioadă, 94, acum 30 de ani, am plecat în Franța, la studii, la studii post-universitare, la doctorat, la Institutul prestigios de teologie ortodoxă Saint Serge, da, la Saint Serge în Paris. Și am rămas 10 ani în Franța până în 2004. Și lucrarea de doctorat a preasfinției voastre? Lucrarea de doctorat nu s-a definitivat, am fost un, un student care am preferat mai degrabă practica decât teoria și am dus studiile până la capăt în afară de teză am rămas în suflet cu Sfinții Var să nu fie și oameni din Filocalia 11 pe care am studiat mai îndelung și am intrat în slujire, eram deja preot în 94 când am mers în Franța și în 2001 am fost solicitat de Natră Sfințitul Iosif să fiu episcopicar acolo. Și am început să cu treier țările din Europa occidentală și meridională care erau nouă țări cuprinse în cadrul mitropoliei arhiepiscopiei de la Paris care a devenit mitropolie în 2001 și în 2004, deci acum 20 de ani, 40 30 20. Acum 20 de ani am fost transferat cu responsabilitățile administrative și pastorale de episcopicar de pe organizarea parohiilor din Spania și Portugalia. Pe organizarea comunității și a parohiei, și ulterior a episcopiei din Italia, pentru că erau deja. Se vorbea de 300.000 de români în 2004. Și din 2004 sunt în Italia, am fost întâi în partea de nord, în nordul Toscanei, unde am am avut acolo un punct de sprijin și am început să cu treier, Italia în lung și în lat, mai ales în lung, pentru că este o țară foarte lungă, nu e chiar așa de lată decât în partea de nord. În 2007 s-a întemeiat episcopia și s-a aprobat la ultimul sinod prezidat de vrednicul de pomenire patriarh teoctist, iar în 2008, în martie, S-au făcut alegerile pentru episcop pentru Italia, s-a potrivit să fie de ziua mea de naștere și de atunci s-a, să zicem, s-a pecetluit Episcopia Italiei cu primul episcop. În 5 martie? În, în 5 fost, martie 2008. Da, 2008 și în, în 8 mai 2008 a început propriu-zis episcopia. Cum este acum, la 16 ani de la aceste începuturi? Am văzut în cifre și mă gândeam în timp ce spuneați că n-ați susținut teza și nu s-a finalizat lucrarea de doctorat, cred că aceste cifre de la sfârșitul anului trecut valorează cât 10 doctorate. Practica aceasta. Sunteți, preasfiția voastră, un om al practicii și al dialogului și știu că sunteți neobosit. N-aș putea să spun că sunt neobosit și eu credeam lucrul acesta în urmă cu vreo 20 de ani. Nu-l mai cred acum, dar uh, realitatea ne-a obligat pe episcopii din, uh, din diaspora, ca și pe episcopii din țară, să fim între oameni, să fim prezenți, să avem inițiative care să răspundă cât mai repede nevoilor. Și aceasta a fost ideea de la început, uh, care l-a determinat pe Napreas Iosif să spună hai din Spania și Portugalia, o să continuăm acolo, o vedem mai departe noi de aici de la Paris, trebuie mers în Italia pentru că diaspora de acolo crește, comunitatea crește foarte repede. Și aceasta ne-a într-un fel ne-a împins la practică, adică i-am considerat și o consider și astăzi că spiritual vorbind mi era mult mai bine să încep să Slujesc ca episcop la 50 de ani, dacă mă mai chema cineva să slujesc. Nu la 31. Am, am trăit toată asta ca un fel de naștere înainte de vreme, ca și preot. La 24 de ani am devenit preot și am plecat în Franța. La 31 de ani am devenit episcovicar și la 38 uh, chiriar în Italia. Și au fost ani foarte grei și epuizanți pentru că distanțele sunt foarte mari și mijloacele noastre de atunci, de la începuturi, nu ne permiteau să luăm un avion sau să luăm nici chiar trenul și trenul, dar avionul cu atât mai puțin și atunci mergeam cu mașina. Am făcut în primele șase luni, în 2000, am ajuns în decembrie 2004, în 2005, în primele șase luni am făcut 60.000 de kilometri cu mașina cu care mă deplasam. Dar așa sunt toți episcopii din diasporă și cred că și episcopii din România, chiar dacă uh, îngrijesc un județ, și eu îngrijesc un județ, județul Italia și cu încă două mici, două mici orășele, unul se numește San Marino și altul se insulița Malta, dar uh, distanțele nu sunt aceleași. Prima parohie la care ajungeam în Spania, din Franța, unde stăteam în Masivul Central între 2001 și 2004, era la 500 de kilometri și mi se părea destul de aproape, adică 500 de kilometri. Acum nu i-aș mai face așa de ușor. Însă și practica coace spiritual, dar și uzează, mai ales când e vorba de distanțe. Însă cred că acestea au fost condițiile în care Dumnezeu a îngăduit să, să slujesc. Nu consider că am făcut nimic deosebit, doar mă mir, mă minunesc că erau 30 de... Și acum sunt 300. Asta am vrut să vă întreb, dacă tot e să am început emisiunea noastră cu cifre, pentru că astea sunt. Iată, dacă ar fi să continuăm ce era în 2008, ce este acum. Da, e, dar este aceasta. meritul lor. Să exact. știți, dezvoltarea aceasta uh, a familiilor stabiliți în Italia. Da, are ca principali protagoniști. Preoții și preotesele din Italia, preoții și preotesele, pe care le-am implicat de la bun început în demersul pastoral. Dar și comunitățile. Comunitatea este cea care a constituit aluatul, care s-a lăsat lucrat și care a dospit frumos. Eu, într-un fel, sunt beneficiar în egală măsură ca și ei și, da, într-un fel, primesc eu felicitările și aprecierile, însă meritul este al tuturor împreună. Este o împreună lucrare în care, repet, jertfelnicia preoților și a preoteselor este pe primul loc. În școlile parohiale sau duminicale se formează aproape șapte mii de copii și tineri, iar aproape patru mii de adulți participă la programele de cateheză în cadrul episcopiei pe care o păstoriți. De asemenea, anul trecut s-au organizat 20 de tabere pentru copii și tineri și se mai remarcă și faptul că șapte programe după modelul școala de vară s-au desfășurat în Italia și de asemenea și o tabără de schi pe Valea Osta. Trebuie să ne ocupăm de aceste vlăstare care s-au născut în număr foarte mare. Din 2008 avem o statistică pe care o îmbogățim în fiecare an și sunt peste 136.000 de copii botezați între 2008 și 2023 inclusiv. Trebuie să ne ocupăm de ei, deci cifrele acestea ele sunt destul de simbolice față de numărul de copii care s-au botezat sau care sunt acolo, însă și aici eforturile care se fac pentru formarea preoților și preoteselor care se angajează să facă o tabără. Pentru formarea animatorilor, pentru organizarea cu toate detaliile și amănuntele a unei tabere. Facem ședințe de formare a celor care se angajează și spun vrem să facem o tabără. Și fac tabără cu 30 de copii, cu 40 sau cu 100 de copii. Dar asta presupune că ei trăiesc o săptămână într-un cadru departe de părinți și. Se angajează la niște condiții, printre care, de exemplu, să lase telefonul mobil să-l depună când intră pe curtea, în curtea taberei. Îl lasă și îl primesc în fiecare seară câteva minute să sune la mama, la tata sau să trimită un mesaj. Și pentru unii este un exercițiu foarte greu în prima zi, în a doua zi, după aceea uită de telefonul mobil, uită să mai sune la mama și la tata, să mai și îngrijorează părinții că nu mai, copiii nu mai sună. Care este rolul fundamental al bisericii în comunitățile românești din străinătate? Și în timp ce povesteați, mă gândeam la dezrădăcinare pe care poți să o trăiești oriunde. Nu trebuie să fi plecat departe. Care considerați, preasfinția voastră, că ar trebui să fie sau că este rolul fundamental în străinătate? Din Evanghelie se vorbește de a luat care duspește frământătura. E ca un cheag, este și ca o drojdie, care în mijlocul comunității dă sens și dă uh, coeziune comunității. Deci, comunitatea uneori apare, cum zicea Domnul Hristos în Evanghelie, zice sunteți ca, ca o turmă fără păstor. Și cum aș vrea să vă adun, cum adună cloșca puii sub aripi. Și acesta este rolul bisericii, ca o cloșcă care își caută puii despre care nu știe prea multe. Pentru că preotul se trezește într-o realitate în care nu îi se spune cum îi se spune aici, cartierul cu tare sau strada cu tare și cutare și cutare este parohia ta sau satul cu tare, localitatea cu tare. El se găsește într-o realitate în care are foarte puține elemente concrete. Știe că există români în zonă, și nu are loc de slujire, și nu poate să le dea un reper decât primul reper, un număr de telefon, și începe să se miște, începe să meargă. Unde merg românii? Merg la magazin, merg poate să trimită pachete, caută să vadă unde ar fi stația respectivă, începe să lase bilețele și în paralel, împreună cu centrul eparhial sau deja centrul eparhial a căutat loc de slujire și zice, ne întâlnim acolo, dă niște mesaje, oamenii îți mai dau mesaje între ei și începe ceva deocamdată virtual în primă fază și după aceea lucrurile încep să se concretizeze. Dar uneori este o muncă de minim 2-3 ani Până când o comunitate începe să prindă contur. Și am sărbătorit ce am trecut, și, și anul acesta sunt aniversări de 15, de 20. Avem 40 la Firențe, avem anul viitor 40 la Bari, la Torino 1 am trecut deja de 40 și la Milano anul viitor facem 50, cea mai veche comunitate din Italia. Și atunci sunt parohii care au 10 ani sau 5 ani sau 15 sau 20 de ani. Dar care deja arată o, o coacere, arată o maturitate. Iar duminicile, plus de Sfintele Paști și la slujbele de Crăciun, bisericele sunt în continuare pline? Da, sunt multe parohii unde în fiecare duminică este plin și la Paști și la Crăciun este arhiplin. Sunt parohii în care duminica aproape nu mai este loc. Mai ales dacă acolo unde se ocupă preotul, preoteasa, care este de multe ori implicată în educația copiilor, sunt zeci de copii sau poate sunt parohii care au 100, o, peste 100 de copii pe diferitele grupe de vârstă de cateheză. Și atunci unii cu unii fac, cu cei mai mici poate în prima parte fac un pic, după momentul împărtășirii, merge altă grupă, depinde și de spații, nu întotdeauna dispunem de spații și sunt grupe de vârstă de la cei mai mici până la cei mai mijlocii, mai adolescenți, un pic mai mărișori, cu care se discută separat și sunt persoane separate, alte persoane care discută sau aceeași persoană face cu grupe diferite la anumite momente. Și dimensiunea filantropică a unei astfel de eparhii care e mai mult în lung, cum spuneați prea sfinția voastră, dar care este una foarte, foarte mare, pentru că vă întindeți pe suprafața întregii țări cu particularități, cu diferențe între provinciile care îi găzduiesc pe român de la nord la sud. Da, sunt regiuni care sunt autonome. De exemplu, Trivenă, în partea de nord, sau uh, Lombardia, sau în partea de sus, Sicilia sau Sardinia, au propria lor organizare, au legi locale de care trebuie să ții seama, au specificitatea lor, au accentul lor. Se recunoaște imediat după, după accent dacă cineva e din partea de nord sau din Piemonte sau din centru sau din sud. Și problemele sunt aceleași sau diferă? Problemele comunității? Comunitatea depinde. De identitatea pe care o întâlnește în respectiva regiune. Regiunile au o identitate destul de puternică și de specifică. Și, în funcție de această identitate, și comunitatea noastră întâlnește anumite uh, obstacole, dificultăți. Sunt zone unde e foarte greu să găsești un loc de sujire și unde sunt multe comunități care au fost puse în situația să ia un spațiu în chirie. Nu, nu găsim spații de slujire. Sunt altele unde sunt spații de slujire, comunitatea catolică e generoasă și ne pune la dispoziție aceste spații. Dar puțin înainte de COVID și în timpul 2020-2021, comunitățile au început să își ia curajul să zică că trebuie să avem al nostru. Să avem rădăcini. Da, și Noi au radicele. cumpărat. Au cumpărat propriile spații. Așa cum s-au cumpărat, anul trecut 20 de spații și în 2020 s-au cumpărat 20. Și uh, anul trecut am avut un sprijin consistent din partea Departamentului Românilor de pretutindeni, pentru românii de pretutindeni, dar uh, 4 dintre spații s-au cumpărat cu fonduri proprii. 20 de spații s-au cumpărat cu fonduri proprii în 2020. Și în 2021 s-au cumpărat alte 10. Uh, cu fonduri proprii, adică prin strângere de fonduri în comunitate. Da, dăruind vei dobândi pentru că până la urmă este și, dacă e să vorbim în astfel de termeni, o investiție în viitor, în uh, noua generație, nu, care are nevoie de aceste ancore și aceste rădăcini, copiii vin, se formează tinerii cu problemele lor și cei în vârstă, care au rămas singuri și au probleme. Da. Și atunci, toate, nu? Se întorc acest bine, se întoarce tot la comunitatea românilor. Da, și comunitatea înved, învață să se comporte și să reacționeze ca o familie. Și asta înseamnă că o familie. Dacă are pe cineva bolnav, vede de cel bolnav. Dacă are pe cineva în închisoare, îl cercetează. Avem, din păcate, multe cazuri de copii bolnavi care vin din România, în clinicile din Italia. Preoții noștri cercetează în mod sistematic spitalele. Deci, alții, pe teritoriul cărora se află, parohiilor cărora se află închisori, cercetează închisorile. Noi avem o prezență la închisorile din Roma, de exemplu, o dată pe săptămână. La spitale avem să organizați mai mulți preoți care fac o permanență, adică se știe că dacă este nevoie de ceva, să, sunt mai multe, sunt 10 numere de telefon și unul trebuie să fie disponibil de urgență să poată să reacționeze. Dar sunt și nevoile imediate ale comunității. Noi avem un proiect, de exemplu, care se numește Desaga Milosteniei. Am creat niște cutii pe care am pus elemente tradiționale din diferitele zone unde sunt desagi, în, fi, în fine la Sibiu sunt un fel de desaj la Maramureș sau în, la Măbucovina sau în sud altfel de desagi am pus diferite modele într-o cutie de am transformat într-un fel o cutie de, de carton, am proiectat un în felul acesta și omul când vine el lasă acolo poate să pună 2 kilograme sau un kilogram de Orez, altul pune un kilogram de paste sau unul pune o sticlă de ulei. Plus ce vine de la pomenirile celor adormiți, și de acolo se distribuie la ceilalți care nu au. sunt destui care au pierdut serviciu în timpul perioadei de, de COVID, sunt care au mai mulți copii sau care au dificultăți să-ți plătească chiria. Și atunci este un sprijin permanent. Sunt alte proiecte care ajută copiii, de exemplu, cu burse ajutăm copii de mai bine de 10 ani din România și din Republica Moldova. Îi ajutăm pe, pe, pe perioada anului școlar. Dar am început un proiect de mai mulți ani. Anul trecut chiar eram, îl desășuam deja, cred că al treilea an la rând, când s-a vorbit de și a fost anul al pastorației persoanelor vârstnice. Tot din legăturile pe care le au, creștinii din Italia cu cei din România, am constatat că sunt bătrâni singuri care nu au pensie decât așa de câteva sute de lei sau. Și atunci am început și cu ei. Și avem la distanță peste 500 de burse pentru copii și avem câteva sute, peste 200 de burse pentru lunare de 50 de euro pentru vârstnici. La care facem să ajungă suma respectivă și să-și ia cele necesare dar ne asigurăm, de exemplu, că la copii banii respectiv nu primesc o altă destinație, adică tutun, alcool sau altceva. Ei ajung și se folosesc pentru copiii pentru care s-au destinat. Ne asigurăm în fiecare zonă, că sunt în multe zone aceste burse. În felul acesta noi întreținem și o legătură cu nevoile din țară, deși și familiile de acolo aproape fiecare trimit câte ceva în țară în fiecare lună. Și suntem conștienți și de problemele, și căutăm să ajutăm și în problemele locului, probleme specifice. Cel mai dureros este că mulți copii sunt bolnavi, mulți, mulți copii, din păcate, numai la Bambino Gesù la Spitalul Pediatric din Roma, s-au perindat în ultimii ani peste 1500-1600 de cazuri pe an. Deci 2022 creară 1800 cred că au fost și 2023 pe aproape. Uh, noi încercăm măcar pe cei care ei îi spitalizează și îi primesc acolo să-i sprijinim. Avem o asociație caritativă a episcopiei care se numește San Lorenzo dei romeni Sfântul Laurențiu al Românilor și încercăm să le dăm la părinții aceia câte un uh, tichet de masă de prânz și de seară, că am, am, constatat că ei nu mâncau, ei mâncau ce rămânea la copii, de la copii. Și din discuțiile cu ei am început să fiu un pic mai apropiat și să organizăm ceva de ziua de naștere a copilului și ceva de ziua de naștere a mamei, că în general mama este prezentă. Și tot mai mulți voluntari pentru care tot facem sesiuni de formare, fie în spitale, fie în prin episcopie, tot mai mulți voluntari își investesc din timpul lor în prezența în spital sau în prezența în închisoare. Avem voluntari și voluntare care merg în închisoare, pentru că avem și femei în închisoare. Și suntem, după cum zice, domnul, gol am fost și m-ați îmbrăcat, flămând și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau bolnav am fost și m-ați cercetat în temniță am fost și a venit la mine și noi îl cercetăm pe Domnul prin intermediul celor care sunt acolo, încercăm să plinim și am creat niște diaconii pe principiul acesta. Și atunci, de asta biserica este acasă pentru cel plecat departe? Acele două ore de la Sfânta Liturghie, duminica, te aduc acasă? Da, te aduc acasă și îți dau niște repere pe care tu le-ai pierdut prin dezrădăcinare. Cred că cine stă aici nu este conștient de cât au sacrificat cei care au plecat. Ei par așa niște privilegiați, dar ei postesc cu cât au fost mai legați de locul de aici, cu atât postesc mai model și jelesc. După grădină, după cerul de acasă, după. Prunul din grădină, după mama și tata, sau uneori după părinți, după copii, și ei vin acolo, au lăsat patrimoniu material, l-au lăsat aici, dar constatăm și am făcut chiar un studiu pe care urmează să-l publicăm în română și italiană, un studiu care s-a transformat dintr-o broșură într-un studiu care a ajuns la 300 de pagini, adică 150-150 în română și italiană, în ce măsură elementele de patrimoniu imaterial sunt prezente și cultivate în comunitățile noastre. Și omul vine și e bucuros să-și pună o ie sau o cămașă tradițională când vine la biserică. Și îmbracă și copilașul la care sau cel mai pe care îl ține în brațe, îi pune o cămășuță uh, românească, tradițională. Dar, prea sfinția voastră, oare de ce atunci când uh... Banii care îți rămân după ce plătești chiria, dacă stai uh, cu chirie și celelalte, banii care îți rămân n-ar fi cum mult mai mult decât uh, uh, o leafă, poate, în România, dacă ai avea un loc de muncă predictibil. Oare de ce? Știți, aveam, avem o, o emisiune la televiziunea română, a doua emigrare, am, este și la Trinitas, timpul reîntoarcerii am gândit noi la a doua emigrare, pentru că de multe ori adaptare, readaptarea e mai grea decât atunci când a emigrat într-o țară. Dar câți au curajul, sau de ce se întorc așa de puțini? De multă vreme îmi pun întrebarea aceasta, și împreună cu doamna Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Italia, încercăm să sensibilizăm comunitatea. Cu privire la faptul că oportunitățile de muncă în România pot să fie cel puțin la fel de avantajoase în multe cazuri, dacă nu mai avantajoase decât în Italia. Mulți români încă lucrează în Italia fără să aibă nici contract de muncă, fără să aibă contract de muncă, fără să aibă asigurări medicale și trăiește cum se poate, cum, cum se nimerește, Trimite o brumă de bănuți acasă, trăiește la limită, mănâncă orice, oricum, în Italia și ne punem întrebarea asta și mi-am pus-o: de ce nu ar face pasul să vină acasă? Unul din motive, cred, sau primul dintre motive, mă tem că este rușinea de a se întoarce acasă cumva înfrânți, sau, pe de altă parte, cred că. Efortul făcut pentru adaptarea acolo uh, a fost mare și este o teamă de a reface efortul în sens invers, chiar dacă te întorci la reperele tale. Sunt însă mulți care fac tentativa aceasta, mai ales din uh, 2019 încoace, sunt mulți care au făcut uh, încercarea aceasta, dar sunt și aceia care au plecat spre Germania și spre Marea Britanie și au considerat că poate vor găsi ceva mai bun acolo. Este o emigrare între românii din Italia de sud către italia de nord. Și ne spun preoții din Sicilia, de exemplu, sau din Calabria, sau cei din Sardinia că sunt familii de acolo care au plecat din insulă pe continent. E un fenomen sociologic foarte complex care trebuie studiat, cred un pic mai în amănunt prin toate prismele vieții biserica face partea ei și pune la dispoziție informațiile ei dar ar trebui uh, aprofundată uh, chestiunea aceasta pentru că multora cred că le-ar face bine să întoarcă acasă și dacă pe mine mă aud acum uh, eu chiar îi îndemn pe cei care ezită să încerce și să vadă că s-ar putea să găsească condiții mai bune acasă că noi nu ne supărăm dacă creștinii din Italia se întorc acasă, e biserica noastră, este rădăcina noastră, este matca, o noastră. Ar fi o bucurie, n-ar fi o tragedie pentru episcopii din străinătate să vadă că comunitatea se întoarce. Știți că a fost în istorie odată, au fost nevoiți o parte din creștinii din Cipru să, să se refugieze și s-au refugiat în Grecia și au stat o perioadă acolo și li s-a lăsat și li s-a desemnat un spațiu, un teritoriu unde să stea și să se întoarcă. S-au întors după ce s-a eliberat cetatea lor, s-au întors acasă. O a mea este un sat din județul Suceava, Reuseni se cheamă, unde am stat până la șapte ani. O bârșie a preasfinției voastre e gura râului, nu? da. <laughs> da. Locul unde ne-am ne născut. Un alt fenomen uh, îngrijorător, traficul de ființe umane, pentru că, în continuare, spuneați de campaniile de informare, mai sunt uh, români, mai ales femei, care, și în prezent, pleacă la muncă în Italia, pe cont propriu, apelează, nu știu, sau la anunțuri găsite oricum cu oricine și. Se urcă într-un autocar, rămân undeva în Italia și dor prin parcuri, corturi sau la biserici. Aveți astfel de cazuri și de foarte multe ori sunt victime ale traficanților de, de carne vie. Cum se implică biserica și dacă din aveți păcate, astfel de cazuri? Din păcate acest fenomen uh, este semnalat uh, de unii dintre preoții noștri sau preotesele noastre. Avem uh, colaborări și cu anumite asociații care, împreună cu instituțiile statului, lucrează la uh, aspectul acesta de mulți ani. Și preoții noștri sunt în uh, culisele acestor activități. Care intervin direct la fața locului, și din motive de siguranță, dar și de discreție, și recuperează suflete, se recuperează suflete an de an, care ies din aceste situații, care sunt transferate în alte părți din Italia, dar sunt și suflete pe care le întâlnim numai la final sau. Care ni se semnalează că, nu se mai, de, că de ele nu se mai știe nimic sau familia ne spune că nu mai știe nimic. Nu mai este un fenomen atât de uh, prezent cum era poate acum 10 sau 15 ani pentru că informarea este mai bună. Dar informarea niciodată nu este destulă pentru că nu se ia în seamă ceea ce se spune. Nici în biserică totdeauna la subiectul ăsta, cu atât mai puțin cred la televizor când se spune, se spune informație de felul acesta. Deși unele reportaje care s-au făcut și prin Sicilia și în alte zone unde au fost situații de felul acesta, le-au dat de gândit oamenilor. Și, da, orice oportunitate de a reaminti. Celor de aici, celor de acolo, că bine este să întrebi, bine este să te informezi. Da, haideți la biserică și la biserică ți se spune asta da, asta nu. Calea asta este periculoasă, calea asta e sănătoasă. Mulți vin și caută și din cei care sunt înfrânți de viață, că sunt, sunt persoane și acum care vin și zic, zic că am ajuns săptămâna trecută, mi s-a promis un loc de muncă și persoana care trebuia să mă ducă la muncă nu s-a mai prezentat ce să fac. Și atunci noi ne punem în față două posibilități. Vrei să te întorci acasă, noi te ajutăm să te întorci acasă. Nu-ți face niciun fel de grijă, noi rezolvăm chestiunea biletului. Vrei să faci treabă, atunci iată, ia contact în biserică cu persoane care sunt de încredere și care pot să te îndrume ce trebuie să faci. Și cine vedem, cine te poate lua acasă, să nu te duci să te expui, nu știu, un parc sau oriunde, pentru că, da, există pericole. În lumea noastră, oriunde, la ora actuală, există circunstanțe care pot să fie foarte neplăcute, pentru, mai ales pentru femei, nu numai pentru femei, dar mai ales pentru femei. Până la urmă, ce faceți în aceste parhii Deschideți împărăția lui Dumnezeu oamenilor. Îmi amintesc că într-un februarie, acum nu știu, mulți ani, cred că vreo 14, filmam la Limur cu înalt Sfințitul Iosif uh, și abia a fost adusă mica biserică din Maramureș acolo. Și după dialogul cu un altul, încerca să mă gândesc cum am putea să. ce titlu să-i dăm a fost să deschizi împărăția lui Dumnezeu oamenilor. Îmi dau seama că acum mai mult mergeți în mijlocul oamenilor sau continuați să mergeți în mijlocul oamenilor, nu? Da, noi facem ceea ce ne spune stăpânul nostru, patronul nostru, Domnul, zice ucenicilor, mergeți și propovăduiți evanghelia la toată făptura, bună vestire. O fost o perioadă în care noi am fost destul de pompieri și destul de parașutiști și am intervenit unde am fost solicitați. Cred că acum, de puțină vreme, dar totuși de câțiva ani, începem totuși să fim noi inițiatorii proiectelor și noi să fim în mijlocul oamenilor și noi să-i implicăm în anumite, în anumite aspecte ale vieții și nu să fim tot timpul doar la uh, primire Suntem, uh, trecem și, și la serviciu puțin și cred că este mai bine și implicarea părinților implicarea uh, oamenilor de bine din biserică împreună cu preotul și preoteasa înseamnă foarte mult pentru noi și uh, congresul de anul acesta care se desfășoară întotdeauna împreună cu adunarea eparhială unde avem uh, împreună cu preotul doi credincioși mireni de la fiecare parohie, doi credincioși laici, uh, să adaugă preotesele și se adaugă voluntarii din parohii și am trecut de o mie de persoane și anul acesta și anul trecut, care petrec o zi în a evalua ce s-a întâmplat, dar și în a deschide perspective pentru ce este de făcut și în ce fel să se implice. Formarea oamenilor contează mult. Avem preoți care se formează sau preotese pentru rezolvarea adicțiilor, pentru că sunt adicții și la telefon, și la alcool, și la fel și fel de adicții care sunt în zilele noastre. Și de asta ai nevoie de brațele părintești, ca să citezi un uh, proiect caritativ <gânt> da. al episcopiei. Da, a fost chiar primul, primul, primul proiect de care aminteam înainte cu copiii și pe care le aplicăm și în neparhie, pentru că sunt, sunt familii cu mulți copii uneori și care nu răzbesc și au un pic nevoie de ajutor. Dar ne gândim tot timpul la cei care ar putea să fie într-o situație mai grea decât noi și, și pe ei să-i ajutăm. Da, încercăm prin toate mijloacele. Potențialul uman este mare și toți cei care descoperă cât de frumos este să fii voluntar, să faci ceva gratuit... Deci dau seama ce bucurie ți aduce. Colaborarea cu instituțiile statului și mă gândesc strict la colaborarea cu ambasada? Din fericire avem o colaborare foarte bună, nu numai de acum, de mai mulți ani, cu atât mai mult în ultimii ani de când doamna Gabriela încă a ajuns la Roma, ne ajută să răspundem nevoilor comunității, fiecare cu specificul nostru, într-un mod mai unitar și cu consulatele la fel pentru că sunt servicii specifice. Și de multe ori noi îi îndrumăm spre acele servicii pe care noi nu le putem furniza, dar și ambasada sau consulatele zic: "Uite, noi putem să vă ajutăm pe partea asta cu documente, dar aveți, este, este disponibilitate, puteți să vă adresați parohiei care vă ajută nu numai cu o vorbă bună, și cu ceva un ajutor concret, sau un sprijin, sau o îndrumare sigură. Și nu doar niște opinii care cine știe în ce direcție duc pe, pe cel care le primește. Cât de departe sunteți de statul Vatican și de Vatican? Jumătate de oră. <laughs> sau... Jumătate de oră, <laughs> da. da. Mă refer acum la colaborarea cu între, între biserici. Colaborarea cu celelalte culte, pentru că românii sunt de toate confesiunile. Și în, în această privință, de la bun început, am stabilit raporturi deschise și limpe. Am descoperit o expresie în primele zile când am ajuns în Italia, am văzut o expresie undeva pe o vitrină, pacti chiari, amiciția lungă, adică pacturi clare, pri prietenie lungă, amiciție lungă. Și am încercat să aplic acest principiu, adică stabilim de la început care ne sunt principiile după care funcționăm. Și amiciția, într-adevăr, e lungă, ea durează acum de 15 sau de 20 de ani în unele cazuri, și cu uh, Biserica Catolică Locală, și cu uh, uh, Consiliul Pontifical pentru Unitatea Creștinilor, care, pe care îl avem interlocutor în Vatican dar chiar și cu diocezele sau diecezele catolice, cu episcopii unde noi avem prezență românească, prezența unei comunități. Și sprijinul pe care ni l-a acordat comunitatea locală, mai ales în prima perioadă, dar și acum, sunt peste 100 de comunități care beneficiază de acest ajutor sau chiar mai multe, au fost fundamentale. Au fost fundamentale, altfel nu nu răzbeam și nu reușeam să închegăm comunitățile în felul în care, în care am făcut-o. Și lucrul acesta se întâmplă frumos, cu seninătate, cu respect reciproc. Caritasul italian i-a ajutat pe foarte mulți conaționali de ai noștri și nu numai ortodoxi în a Subzista, mai ales în prima perioadă, când nu găsești de lucru sau în perioadă în care nu găsești de lucru, am dezvoltat un raport frumos și cu comunitatea românească, romano-catolică, greco-catolică sau de alte confesiuni. Lucru pe care de puțină vreme, de când a venit doamna ambasador Dancău la Roma, l-a încurajat și ambasada. adică. Sunt diferite confesiuni, în afară de cea romano-catolică și greco-catolică, iată, care interacționează cu celelalte comunități creștine și chiar sunt situații în care ne ajutăm reciproc și ne-am primit sprijin să intrăm poate într-o închisoare sau uh, să ajungem într-un spital sau chiar să găsim un loc de slujire din partea unei comunități care n-a fost uh, o comunitate neoprotestantă, de exemplu comunitatea adventistă de la Roma. Ne-a ajutat de câteva ori pastorul de acolo, Benone Lupu. E un adevărat creștin și prieten care ajută, a ajutat comunitatea noastră să găsească loc de slujire, când nu găsea în altă parte. Deci există o bună, bună practică, să zicem așa, și am stabilit pe 24 ianuarie că este și în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, am stabilit, haideți, de la an la an, 24 ani are să fie al unirii noastre, noi românii de diferite, de diferite, confesiuni și ne întâlnim, ne întâlnim la unii dintre noi, la una dintre comunități acasă, oaspeții vorbesc, se adresează celor prezenți, gazdele fac uh, oficiile de gazdă. Mă gândeam acum la părintele, tatăl preasfinției voastre. Cum ar fi privit aceste lucruri? Am regretul că nu l-am convins să vină niciodată nici în Franța, în cei 10 ani cât am stat acolo, nici în Italia, în cei 3 ani cât am stat până la trecerea lui în veșnicie, pentru că era foarte curios și m-a de fiecare dată cum faceți acolo și cum sunt oamenii ceilalți și ei cum sunt creștini și ce fac. Chiar mărturisea mama că începuse să se uite pe un, o carte de limbă italiană pentru clase mici, să vadă niște noțiuni de limbă italiană, că când spunea de fiecare dată, dar cum, dacă noi venim acolo, noi cum vorbim cu oamenii? Păi suntem noi, nu e nevoie și sunt majoritatea români cu care ne întâlnim. Dar ar fi fost foarte curios și foarte, cred, bucuros și mulțumit, deși era îndurerat de pe atunci de faptul că mulți oameni au plecat. Au plecat din țară. Da, pentru noi, copiii și mie îmi spunea asta și fratelui meu și surorilor mele, de când eram uh, mai mici, era în timp de comunism și nouă ni se părea ceva utopic. Ne spunea, învățați o limbă străină, învățați că nu se știe niciodată ce oportunități veți avea în viață și poate aveți posibilitatea să, să, să studiați peste hotare și să vedeți alte orizonturi, să vă deschideți orizonturile Și noi ne uitam așa și ziceam, tata, tata nu conștient că noi suntem în comunism, nu se întâmplă asta niciodată. Și în 94, când am plecat, mi-a reamintit asta. Știi că ziceam eu, uite, că s-a întâmplat lucrul ăsta. Ce limbi străine vorbiți acum prea Sfinția voastră? Am învățat franceză stând 10 ani în Franța și am și studiat acolo. Uh, acolo am avut oportunitatea să învăț engleză, pe care am început-o în facultate, cu colegi, interlocutori din Anglia, mai ales și din Statele Unite, dar mai ales din Marea Britanie. Am învățat italiană mergând în Italia și. În comunitățile unde am fost acolo, am învățat limbile de slujire, limba greacă, de slujire, de limba slavonă, de slujire în contextul în care am fost la Saint-Serge. Un pic de rusă pentru o conversație, oricum, în, la nivel bisericesc, la nivel de spovedanie sau de convorbire, așa, dar. Și iată cum de la o limbă, cum vă spunea. Părintele Gheorghe Șpan, tatăl preasfinției voastre, ați ajuns la mai multe. Da, slavă Domnului! Este doar o chestiune de ureche muzicală, nu... Asta o aveți și de la mama, Emilia, preoteasa Emilia? Da, și de la mama. Mama a fost învățătoare și nu numai. Avea voce și ureche și și tata la fel. Și am învățat să cântăm întâi colinde și să cântăm la liturghie, că ei slujau liturghia mama cânta la strană și de acolo am învățat și noi și surorile mai mari cântau la cor și am învățat să cântăm bună dimineața la moș și ajung pe trei voci uh, cu degetele în urechi, că ele cântau foarte bine și ca să nu pierd linia. Și da, s-a format, uh, s-a format auzul armonic și atunci la teologie am continuat mai mult, am cântat mai mult decât am studiat, Asta cu, trebuie să fiu onest și cu profesorii mei și cu foștii mei colegi. Și de 16 ani mai mult construiți și umblați. Iată cum ați da. devenit un, un, nu știu, inclusiv diriginte de șantier, nu? Și de suflete și de clădiri și locuri. Vă pricepeți și la asta, da, preasfinția trebuie voastră? trebuie să devenim multifuncționali. Uh, nu aș putea să spun că sunt atât de mult implicat în partea practică, însă desen tehnic am făcut în liceu și știu să citesc un plan uh, de arhitectură sau un plan de construcție și să văd cotele care sunt acolo și așa mai departe. Mi-am făcut și eu câteva planuri de biserică deja uh, și le-am le -am schimbat uh, cu propriile cote și mi-am calculat, dar uh, suntem obligați să fim multifuncționali, însă am observat că cel mai bine este să găsești sfetnici care cu adevărat sunt pricepuți și care au, care au experiență. Se spune că un lider înțelept și bun este cel care se înconjoară de oameni dacă se poate chiar mai bun decât el. Da. <laughs> și mai da, pricepuți. Da, da. Am un episcovicar care este fost olimpic de fizică din Republica Moldova, între colaboratori, sau preot aitist, care tocmai împreună cu azi doi preoți sau trei preoți aitist și sub îndumarea presunțitului Atanasie, episcopul Vicar, au conceput o uh, aplicație, teofania pentru știri și un pic uh, Hrană duhovnicească, un pic de orientare în spațiu. Da, sunt oameni pricepuți și admir că știu să facă lucrurile bine sau, sau au creat uh, site-urile și uh, portalul Teofania al episcopiei noastre și au pus acolo, sunt mai multe site-uri. Și celor care spun că se pricep la toate, ce le spunem, că există? Și celor care uh, fac asta, și din punct de vedere al studiului. Uh, dar și care cred că se pricep la toate, le spun să reducem, la o, să reducem problema la un spațiu cât mai restrâns și să ne ducem cât mai adânc în ea. Și să ne înconjurăm de oameni care sunt pricepuți, să nu reinventăm de fiecare dată nici roata, nici apa caldă, că nu este neapărat nevoie. Dar cu ce ați vrea să rămână telespectatorul român de departe, fie că e în America, fie că e la capătul lumii, în Australia sau la orice capăt al lumii am vrea? Pentru că sunt perioade în care ți e greu, în care poate ai vrea de Sfintele Paști să fii în satul copilăriei tale. După multă alergătură, chiar foarte multă, chiar prea multă, și cred că mulți dintre cei care sunt în afară, se găsesc mai mult sau mai puțin în situația aceasta, am constatat faptul că trebuie să reconsiderăm calitatea raporturilor pe care le avem cu ceilalți, începând cu Domnul Dumnezeu cel Viu și să gustăm mai cu tihnă și mai cu așezare momente de împreună petrecere. Împreună petrec, zăbovesc cu Domnul, zăbovesc cu cel de lângă mine, pe, care, pe cei de lângă noi de multe ori trecem pe planul 7, nu pe planul 2. tragem de ei, dar îi lăsăm pe ultimul plan, sunt totdeauna prioritari alții și alte probleme și totul este urgent și prioritar și constat că și puțină zăbovire cu Dumnezeu cel viu cu ca Domnului, cu Sfântul al cărui nume îl porți, cu Sfântul tău înger păzitor cu care poate n-ai mai zăbovit de când erai copil și ziceai cu tine înger, îngerașul meu dar și cu cei de lângă noi aduce o împlinire de neprețuit dar uneori și de nerepetat. Prea alergăm și nu mai știm să ne bucurăm. Mi-am adus aminte într-o zi, răspunsul pe care mi-l dădeau bătrânii care stăteau pe bancă, în fața porții, în sat, la mine, în mărginimea Sibiului, la gura râului, cum îi zic ce am noi, gura raiului, și... Era un dialog foarte simplu, bună ziua, bună ziua, tata mă învățase, tu trebuie totdeauna să zici bună ziua înainte să zică altcineva. E o rușină dacă cineva zice ție bună ziua înainte să zici tu. Și mă străduiam să păstrez principiul acesta, eram și fiul preotului, toată lumea mă cunoștea, cum îmi ziceau bătrânii și mă și tachinau și nu eram chiar bucuros să-mi spună popa el Nic. Uh, și bună ziua, bună ziua. Uh, ce faceți, Babu Ion sau Lelea Mărie? Stau. Era un, un răspuns pe care și eu am început să-l spun altora, că ce faci mai copile? Stau. Și mi-am dat seama că nu mai știu să stau și nu mai știm să stăm. Și asta se traduce în ceea ce numim cu toții stres și pe care luăm din oficiu și credem că nici nu se mai poate fără el. Și cred că cei din afară au tendința aceasta, poate chiar mai mult decât cei de aici, pe care uneori îi invidiez când mai ajung pe la Sibiu sau prin sate sau prin țara moților, care încă așa merg încet și îmi răspund a doua zi la mesajul de la telefon pe care îl scriu și eu aștept în clipa următoare să mi se răspundă. Și îi invidiez într-un fel pentru că. Ce nu m-am uitat la telefon ieri și noi acumurăm ore de activitate pe telefon că ne dă raportul telefonul în fiecare săptămână și cred că ar fi aceasta de luat în considerare și cu Dumnezeu cel viu, zăbovitul, statul cu Dumnezeu cel viu și cu cei dragi că ducem cu toții lipsă de oxitocină și ducem lipsă de o și de drag. Și mai ales copiii resimt lucrul acesta. Noi am avut un privilegiu enorm pe care, pentru care nu știm să mulțumim, mai ales mamelor noastre, că ele au zăbovit cu noi și am luat oxitocină în cantități, dar nu mai știm să dăm celorlalți. Vă mulțumim că ați zăbovit cu noi. Vă mulțumesc de invitație. Și cu românii din uh, lumea largă, la final de articol 7, oriunde vă aflați, nu uitați. Sunteți România. Avem nevoie de dumneavoastră. Nu mai vine de acasă. Doamne, ajută. La revedere!